Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Am astăzi pentru voi un clip de cumpărături făcute în magazinul Lidl. Vreau să vă mai arăt 2-3 chestii din Pepco și 2-3 chestii de pe site-ul Sinsay. În Lidl am dat 240 de lei, așa că nu avem foarte multe cumpărături, fiindcă zilele trecute, acum vreo 2 zile, am fost la magazinul Cocoșul Roșu, cred că îi zice, am fost pentru prima dată și clipul acela n-am apucat să-l filmez, adică cumpărăturile acelea. Așadar, noi mai avem lucruri, dar am intrat și în Lidl să completăm cu ce ne lipsește. Data viitoare, când mai ajung în Cocoșul Roșu, poate chiar fac un clip de acolo, fiindcă am rămas plăcut impresionată și de produse și de prețuri. Dar pe total, haideți să vă arăt ce am cumpărat noi acum. Prețurile vi le afișez pe ecran și, bineînțeles, vă zic ce intenționez să fac cu ele. Și nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Încep de aici din spate, avem o pâine albă la tavă din aceasta feliată pentru sandvișuri mai mult și mi-este poftă de pâine cu unt și cu gem, cu dulceață. De asta am și luat, o să o prăjesc, că cel puțin mâine dimineața asta voi mânca, și am luat și un borcan din acesta de gem de căpșuni. Cred că cu vișine încercasem și mi-a plăcut, dar n-am mai cumpărat de mult, într-adevăr. Acum am luat de căpșuni. Sper să fie bun, da, n-are ce să nu fie bun. Mai avem aici 10 ouă, clasa M, cod 2, le-am verificat, nu sunt sparte. 2 cutiuțe de brânzică făgăraș, adică brânzică cu smântână, cu 5,3% grăsime. Mai mult pentru David, îi fac mămăliguță cu brânză și îi place foarte mult. Și mai pun un praf de sare, un pic de unt și cam atât. 2 cutii de legume din acestea congelate, le știți, le iau cam în fiecare săptămână. Săptămâna trecută, de exemplu, le-am făcut doar la tigaie cu niște pește, o cutie. Și cealaltă cutie am făcut o supă de pui de țară și cu găluște. Și este foarte, foarte bună. Mai avem aici un pachet de unt, 65% grăsime, am rămas fără și am luat un pachet. Brânzică telemea din lapte de vacă, am luat-o la fel un pachet mic, fiindcă am apucat să luăm, cred la fel acum vreo câteva câteva zile, din Oșan, brânză feta, ne place de acolo brânză feta și mai avem un frigider, așa că atunci când o terminăm pe aceea o desfacem pe asta micuță. 4 iaurturi grecești, îi fac lui David diverse chestii, clătituțe, și mă ajută foarte mult acestea. Mai avem aici 2 pungi de cartofi prăjiți, am luat 2 pungi de la raionul de congelate, 750 de grame, ne plac foarte mult și sâmbătă o să avem niște musafiri, cel mai probabil o să facem niște cartofi din aceștia la cuptor pe hârtie de copt și ceva fripturică lângă, așa că am luat 2 pungi să ne ajungă, încă vom fi mai mulți. Și tot pentru sâmbătă am luat și tortul acesta, pe care l-ați mai văzut în clipurile mele din săptămâna de lux și vi l-am recomandat din tot sufletul. Cred că l-am luat chiar acum vreo 2 săptămâni, la fel, când am avut niște musafiri, l-am desfăcut și s-a mâncat foarte repede, este super bun. Și aici are o, nu știu, ceva cu vișine și este așa acrișor și este foarte light cumva, adică poți să mănânci o felie generoasă, fără să simți că e foarte dulce sau e foarte aerat așa cumva. Chiar îl recomand, să mai multe variante, nouă asta ne place cel mai mult. O caserolă de ciupercuțe, fiindcă n-am mai cumpărat de mult și am luat ciuperci brune. Cred că, nu știu, cred că o să le fac la cuptor umplute, mă gândeam, poate cu o salată lângă. Sau poate fac un orez cu legume, un fel de pilaf, așa, cu multe legume, fără cărniță. Cărniță n-am luat deloc, fiindcă, sincer să fiu, nu prea pot să mănânc eu în perioada asta și nici Adi a zis că nu îi face nimic cu ochiul, deci, da, n-am luat carne deloc tura asta. Un sos de roșii din acesta bio. Vreau să fac așa, v-am zis și acum vreo săptămână, 2, dar n-am reușit, un sos ragu, dar am mai tot făcut paste și mă gândesc că poate o să folosesc. Îmi plac cutiile astea, fiindcă la fel, sunt ca niște conserve, să zic, și le păstrezi mai mult timp în casă. Am cumpărat pasta tahini, săptămâna aceasta chiar a fost redusă, pasta aceasta de susan pe care o foloseam eu la hummus. Făceam hummus în casă foarte des și ne place mult, însă de 3, 4, 5 ori, ultimele des când am fost la Lidl, nu am găsit conservele de hummus. Acum, dacă tot și nu găseam nici pasta tahini, acum am găsit pasta tahini, năutul nu era, așa că l-am cumpărat și o să cumpăr de la Mega cel mai probabil năut, fiindcă chiar îmi este poftă de hummus și noi facem în casă. V-am mai zis, eu pun ulei de măsline, pun suc de lămâie, usturoi, pasta tahini, năut sare, piper, cred că atât. Un dovlecel, am o plăcințică pe care eu fac lui David cu brânzică și dovlecel ras așa și nu i-am mai făcut-o de mult, vreau să o fac fiindcă știu că îi plăcea mult. Pentru prima dată am cumpărat fructul pasiunii, am văzut chiar în catalog că un pachet din acesta este 5 lei cu 3 bucăți. N-am mâncat niciodată, nici nu știu cum ar trebui să fie, dacă este copt, nu este copt, nu știu, nici ce gustare, dar tot am mai... Când mai fac activități cu David, văd în cărticele și mă întreabă, avem și noi din ăsta, avem și noi din ăsta? Acum, dacă tot l-am găsit, era și în catalog, dar de obicei, na, nu prea găsesc tot ce e în catalog, am cumpărat și chiar o să îl încercăm mâine, să vedem dacă ne place sau nu. Niște bețișoare din astea de urechi. Strugurii erau la ofertă, acum vreo 2 săptămâni am luat struguri roze și au fost foarte buni, chiar s-au mâncat toți. Acum erau la o ofertă strugurii aceștia fără sâmburi, fie roze, fie negri. Roze nu aveau și am luat negri. Sper să fie la fel de dulci și cu coaja subțire, sunt fără sâmburi și ne plac mult. Un set de 4 budincuțe din astea de ciocolată care chiar sunt mult mai ok decât mă așteptam. Cred că este a 2-a sau a 3-a oară când le cumpăr. Și când ne mai este așa poftă de ceva dulce, mâncăm câte un păhăruz din ăsta, eu și Adi, David nu. Pe urmă mai am 2 ardei capia, șervețele intime din astea pe care le cumpărăm de fiecare dată cu extract de ceai verde. Am luat 4 pachete parcă. Ricota, fiindcă n-am mai cumpărat de mult și la fel o să-i caut pe site-ul Flavor de unde mă inspir eu. O să-i mai caut lui David diverse rețete și o să-i fac ceva, brioșe, paste poate, o să văd eu. La casă erau niște pufuleți din aceștia cu aromă de pizza și a luat și Adi o pungă. Eu mai mult ca sigur nu o să mănânc, nu sunt fan. Dar totuși eu mi-am luat niște cereale din astea fiindcă vreau să mănânc cu lapte. Un fel de cookies, sunt așa cu ciocolată, nu le-am încercat pe astea, dar de obicei cerealele, bine, sunt pline de prostii, clar. Măcar e punga mică, 250 de grame și o să mâncăm probabil o dată de 2 ori și gata. I-am luat iar lui David iaurțelele acestea cu fructe care îi plac mult și v-am zis eu că sunt așa micuțe, 60 de grame fiecare păhăruț și primește unul în fiecare zi sau la 2 zile, cam așa. M-am bucurat tare mult că am găsit din săptămâna de lux lava cake-urile astea, sunt, Doamne, sunt dumnezeiești, sunt absolut delicioase. Săptămânile trecute mi-am tot cumpărat, dar nu varianta asta, care mi se pare cea mai bună. Sunt 2 bucăți în pachet și eu le fac la microunde. Fac câte unul, fiindcă este într-adevăr foarte dulce, adică eu n-aș putea să mănânc 2. Îmi fac câte unul la o zi, 2, 3, când îmi este poftă de ceva dulce și se face în câteva secunde. Doar trebuie să te obișnuiești cât să lași la cuptor, fiindcă, na, depinde și de fiecare cuptor în parte. Dar doar câteva secunde, eu prefer deschid ușa, pun așa degetul în mijloc să văd dacă încă este moale. Acum îmi dau seama cum îl prepar, dar este delicios. Bine, pentru iubitorii de ciocolată, dacă sunteți cum este soțul meu mai mult pe fructe, lucruri acrișoare, nu o să vă placă, nu cred că o să vă placă. Adi și-a mai luat un, nici nu știu ce este ăsta, mușchiuleț ceva. Ia să văd dacă focalizează. Ia să vedem. Pastramă, nu? Ce scrie aici? Ceafă? Ceafă țărănească, da. 33,90 kg. A dat 9 lei pe bucata aceasta. Cam așa arată. Mai avem aici brânzică proaspătă de vaci. O voi folosi la plăcințica asta cu dovlecel și mai fac diverse rețete la fel. Fiindcă Adi a început munca de la birou și acolo au cafea, dar nu au lapte, este mai ușor. M-am gândit eu să iau niște din astea pentru de lapte, să le ia la el, fiindcă nu poate să bea cafeaua așa simplă. Și sunt mai practice. Aici în spate mai am un bax de Pamper și numărul 6. 4 cutii cu lapte proaspăt, 3,5% grăsime pentru cafea și pentru David, diverse lucruri. Și ultimul produs din Lidl, niște paste de la raionul de congelate, torteloni cu ricota și spanac, brocoli și morcov. Nu le-am mai luat de foarte mult timp, le fac la tigaie cu un pic de apă, capac, amestec până sunt gata. Țin minte că ne plăceau și în ultima perioadă suntem foarte aglomerați și agitați și nu prea găsim timp să preparăm mai nimic. Așa că l-am luat pentru situații din acelea de criză, să zic așa. Acum, câteva produse din Pepco, fiindcă am intrat astăzi puțin. A văzut Adi o chestie foarte interesantă și anume 5 metri de, nici nu știu cum să zic, un fel de hârtie pentru a găti la cuptor. Probabil știți că sunt pungile acelea magice, cum s-ar zice, în care bagi și pui întreg și cartofi și diverse lucruri și se gătesc ele acolo la aburi, se face o carne foarte, foarte gustoasă și fragedă. Nu știu cum o să fie, arată aici pe ambalaj să bagi puiul sau, mă rog, carnea înăuntru, să închizi și să înțepi așa. A fost de 5 metri și prețul 6,50 lei. O să vă zic, nu știu, dacă ați încercat voi, puteți să ne ziceți voi în comentarii, dacă n-ați încercat o să vă zic și părerea mea, dacă o fi, nu fi, bună de ceva. Un set din acesta de 10 punguțe pentru cuburile de gheață, cel puțin vara, întotdeauna nu există să nu avem cuburi de gheață, avem și cuburi din acelea refolosibile tot de la Pepco, dar uneori sunt mai practice și acestea și mai facem și activități cu David cu cuburile de gheață. A fost 4 lei setul acesta de 10 punguțe. Aici mai am două bluzițe pentru David pe care le-am luat la un superpreț, fiindcă acum este destul de cald și o să ias afară în pantalon de training sau blugi și o bluziță din aceasta, adică cam asta o să începem, cam așa o să începem să ieșim. Cam așa arată prima, este super drăguță, îmi place și îmi plac culorile și a fost 7 lei, mi s-a părut super ok. Iar cea de-a doua este asta așa, un verde pal să zic, I love dinosaurs, probabil trebuia dinos. Aici scria că e 6,50 lei, dar la casa a fost 4 lei, nu știu de ce, dar oricum 4 lei și am luat numărul 98 fiindcă... Cam așa poartă el în momentul ăsta la Pepco, 98-104, dar pentru perioada ce, pentru primăvara asta sunt perfecte și foarte ieftine și frumușele. Și am făcut și o comandă mică pe Sinsay, am luat pentru fetiță, pentru bebelină, două salopețele din astea întregi, cam așa arată una, asta este... Bine, le-am luat 62, fiindcă ei de obicei au numerele mai mici, după părerea mea. Și m-am gândit să fie exact la perioada de început, o lună, două să zic. 62 ar veni cam la 3 luni, 0,3 luni. Asta este cu roz și mai este asta cu maro și cu niște frunzulițe. Foarte drăguțe imprimeurile. Iar prețul o să vi-l scriu eu afișat pe ecran, fiindcă nu am dat 30 de lei, am dat mult mai puțin, nu mai știu, 22,90 dacă nu mă înșel. Deci foarte avantajoase, oricum au reduceri pe site, probabil știți, dacă nu intrați și uitați-vă. Nu sunt cele mai ok materiale, adică nu se compară cu cele de pe H&M, dar totuși. Așa, și mai avem 3 body-uri, tot la fel cu pinguin ceva, și ăsta este cu maro cărămisiu, cred că este mai mult. Ăsta este așa simplu și ăsta este la fel cu niște pinguini mici. La fel, prețul nu este acesta de aici de 30 de lei. Vă scriu pe ecran, parcă am dat 14 lei pe 3. Vă scriu oricum, probabil ați văzut deja pe ecran. Cu capse jos, le-am luat cu mânecuță lungă fiindcă nu sunt groase. Și na, când o să vină momentul și ne pregătim, o să le spălăm, o să le călcăm și o să fie totul ok. V-am zis, nu se compară cu cele din H&M, dar na, și prețurile sunt pe măsură. Cam atât, asta a fost clipul de cumpărături de astăzi. Îmi pare rău că nu am și cumpărăturile de la Cocoșul Roșu să vi le arăt, dar n-am avut timp în momentul acela să filmez. Data viitoare cu siguranță o să o fac. V-am lăsat, mulțumesc tare mult pentru vizionare, sper că ați rămas cu mine până la final. V-am pupat și să ne vedem în clipul următor.